să facem un giveaway cu... două tricouri oficiale, tehnice, pentru semimaraton. Aveți mărimea mai devreme. Voi o alegeți, adică câștigătorii, da. Ca să puteți câștiga aceste două tricouri. Deci trebuie să ne comentați până pe 2 iunie la videoclipul de pe YouTube, în comentarii, care este distanța maximă pe care reușiți să o parcurgeți cu maratonul. Prin alergare până la rece, cum s-ar zice. Da. Poate să fie și un metru, poate să fie și 21 de kilometri, nu? Da. Asta-s cu culori așa, cu sparkle. A, frumos. Hei, stai un pic! Dacă apreciezi conținutul podcastului nostru, abonează-te pentru alte episoade interesante. Salutare și bine ați venit la un nou episod din podcastul de vineri. Eu sunt Pană, el este Vlad, iar alături de noi săptămâna asta este Georgiana. Salut, salut! Bună, Georgiana! Pe Georgiana o cunoaștem de... nu mai știu de câți ani. Oricum, cred că Vlad o știe de mai mult timp decât o știu eu. Posibil, da. Posibil. Mulți. Da. Oricum, pe Georgiana am cunoscut-o la diverse evenimente filantropice care au loc în oraș. Orașul nostru, în Galați. Așa. Ulterior am colaborat și pe plan profesional și încă colaborăm. Iar acum am invitat-o în acest episod să vorbim puțin despre noile ei abilități de atletă. Deja mă simt super. Pentru că Georgiana vrea să-și depășească limitele în curând cu ocazia noii ediții de semi-maraton Galați și vrea să alerge 21 de kilometri. Da, recunosc că am fost un pic inconștientă când am zis eu alerg 21, dar odată ce am intrat în horă, trebuie să o joc. Practic ai dat acolo click, 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 next, te-ai înscris. Yes, yes. Și după aia, care a fost primul tău gând? După ce am alergat primii 200 de metri și am văzut că mai am un pic și mor, am zis oare la ce m-am gândit? Dar uite că a trecut o lună de când, poate chiar un pic mai mult de când am început antrenamentele și am depășit aia 200 de metri fără să mor. Mai am totuși ceva până la 21 și mă bucur că mai am încă o săptămână, două să ajung acolo. Repet, n-am știut în ce m-am băgat. Click, click, click. Și după aia am văzut de fapt despre ce este vorba. Dar vă recunosc că mă gândeam să fac pasul ăsta de anul trecut, pentru că tot particip la semi-maraton din diferite posturi, ca să spun așa, și mi-am dat seama că ar cam fi cazul să alerg și eu odată măcar. Bine, puteam să particip la cursa de 3 km, la cursa de 10, dar am zis dacă tot o fac să fie pentru prima oară în viața mea, alergați 21 de km. Pentru cei care nu știu, Georgiana e mai implicat în maraton și în fundația comunitară decât ca un simplu alergător la cursă, nu? Da, am și o poziție oficială în Fundația Comunitară Galați, aceea de vicepreședinte, dar vă recunosc că nu funcția m-a ținut acolo, ci mai mult mișcarea și evenimentele și activitățile pe care le produc cei de la Fundația Comunitară Galați m-au motivat să mă implic. Și am început foarte, foarte simplu, adică ca un om normal gălățean. Am participat prima oară la ediția, cred că numărul 2, semi-maraton, pur și simplu ca un gălățean normal, repet, adică m-am înscris la cursă, la cursa populară, mi-am luat colegii de birou, hai vreți și voi într-o duminică ne distrăm, am mers 3 km cu un copil de mână care m-a ajutat să am o scuză. Și ulterior, de la an la an, așa, de la o ediție la alta, am început să vreau mai mult. Adică mai mult din poziția de simplu gălățean participant la acest eveniment, am avut ocazia să-i cunosc pe organizatori, întâmplător sau nu, știi, avem și noi nevoie de ajutor pe partea aia cealaltă, am zis, băi, dacă pot, de ce nu? Și a venit și următoarea ediție și cealaltă și am ajuns inclusiv să fac parte din echipa organizatorii cu All The Way, adică de la setup, de la gândire traseu, alături și de alte ajutoare, bineînțeles, și oameni capabili de altfel.
Și uite-ne că suntem la 8-a ediție și anul ăsta recunosc clasul organizarea pe planul 2 ca să termin cursa de 21 de kilometri. Da, sper. Ce anume te-a determinat așa să alegi 21? Bine, acum semi-maraton este un eveniment caritabil până la urmă. Da, da? În primul rând, în caritabil primul rând, și filantropic. Este vorba de un eveniment caritabil. Practic, puteai să zici că alergi cursa aia mai mică, donai mai mulți bani sau așa. Nu e vorba doar de a dona banii respectiv, că e mai scump la semi-maraton sau mai scump. Costă mai mult înscrierea la semi-maraton decât înscrierea la așa. Ce te-a determinat să te duci pe 21 de kilometri? Păi, recunosc că au fost 45 de copii care m-au motivat foarte, foarte mult. Mai exact, cauza, una dintre cele 7 cauze de anul acesta, cea susținută de Centrul de Zi Sfântul Spiridon din Galați, m-au întrebat mai indirect dacă n-aș vrea să fiu ambasadorul, unul dintre ambasadorii lor. Fiecare cauză are un număr de ambasadori și fiecare dintre ambasadori promovează cauza. Și am zis, păi, ok, am mai făcut asta în trecut, why not, copiii rezonez cu ei, mai ales că atunci când au nevoie de ajutor și nu numai, și ajutor la joacă, și atunci îmi place, recunosc. Și am fost în vizită la centru de zi și am avut ocazia să văd ce fac oamenii aia acolo și să văd, ei au grijă de 70 de copii, nu doar de 45, cu vârste diferite, cuprinse între 4-5 ani până la vârsta liceului. Și 45 dintre ei sunt până în general. Și aveam nevoie pe perioada verii sau și-au propus să facă o tabără de vară, dar aici, cumva în oraș, cu activități specifice vârstei celor 45 de copii. Și după ce am cunoscut și am văzut ce se întâmplă acolo și m-au luat în brațe și câțiva dintre copii, recunosc că m-am înnuiat foarte, foarte tare și am zis, cel puțin ambasador o să fiu pentru cauza asta. Acum, văzând că tot ceea ce, ca și efort ce fac acolo la centru de zi, merită și să primească ajutor 100% și nu ar putea să realizeze cât își propun dacă n-ar primi și ajutor. Și primesc ajutor din multe direcții, adică eu sunt doar una dintre persoanele care au rezonat cu ei. Ei, și ok, a fi ambasador nu trebuie neapărat să alerg și 21 de kilometri, da? Puteam pur și simplu să promovez cauza în rândul cunoscuților, apropiaților etc. și să încerc să strâng cât mai multe fonduri pentru tabăra lor. Dar am zis că dacă tot fac asta și că știam că în viața mea am nevoie de un pic de mișcare, am zis că e și un stimulant foarte bun pentru mine. Că degeaba au venit toți cei dragi mii, toți doctorii, chiar dacă n-am o condiții sau o afecțiuni care să necesite neapărat sport sau that's it, păi hai să fac ceva și pe parte de mișcare. Pentru că 8 ore minim pe scaun, la birou, plus vârsta aia de 20 de ani, da. Începe să își spună cuvântul. Toate părțile astea de sedentarism, faptul că nu sunt cea mai sportivă din lume, dacă aș putea alege între a sta degeaba și a face sport, aleg clar sportul, da. Sportul bineînțeles, vede, da. Da. Și am zis, hai să let's do it, că oricum voiam să alerg și eu măcar 3 km, repet, nu 21 și să zic și eu că am bifat, că am participat la semi și ca alergător. Și combinat cu am nevoie de sport, aș avea un super stimulant cu motivația, adică dacă îmi spui aleargă dimineața la 6, trezește la 5, că o să-ți fii bine, că sănătatea nu prea... Sau o să arăți nu știu cum dacă faci sport iarăși. M-am măritat, las-o, știți? Da, sper că n-au linii acum, da, în fine. Și nu era suficient de palpitant pentru mine să mă apuc de alergat. În schimb, am zis eu că dacă încep cu cauza asta și cu motivația slash ajutor pentru copii,
Și apoi mai fac și niște postări publice legate de asta. Și acum toată lumea stă încărcată să te urmărească cum alegi 21 de kilometri. Da, adică e o motivație care vreau, nu vreau, trebuie să alerg. Trebuie, știi? Să simți vreo 30-40 de perechi de ochi așa în ceafa ta când alergi. Da, îi simt deja, recunosc, chiar dacă nu-i văd și fizic, propriu zis, dar curg mesajele. A, ce faci, Melcu? Toți prietenii mei îmi trimit poze cu toți melcii pe care i-au găsit de când am început postările. Da, de unde chestia asta cu Melcu? A fost pur și simplu o analogie legat de felul în care mă simțeam când am început să alerg. Mă uitam, ducându-mă să alerg pe faleză, prin grădina publică, unde sunt foarte mulți alergători. Destul. Credeam că melci. La început am mers, acum să știți că alerg. Nu mă zicea de melci. Da, credeam că sunt mulți melci, nu alergători. Sunt și melci mulți peste tot, dar pe care nu prea îi observi dacă nu te uiți după ei. Însă de când ai în căpșor acolo să îi și observi, îi cam vezi și sunt mulți peste tot, mai ales dacă a plouat, ies imediat, inclusiv în fața blocului, pentru că am ajuns să stocăresc și melci în curtea blocului, grădinii. Deci, practic, tu ți-ai luat și un, cum să zic, un animal simbol, spiritual. Da, exact. Animal, da, spiritual, da, în toată și cursa asta. Da, și adevărul e că îmi sunt foarte dragi melcii de ceva timp. Știi că se și mănâncă. Da, n-am mâncat melci până acum, dar nu cred că o să mai mănânc de acum încolo, dacă am avut vreo curiozitate legată de asta. Acum, melcul pentru mine reprezintă simbolul care s-a urnit să facă ceva bun odată pentru viața lui. Și pentru condiția lui fizică, că, by the way, trecând prin schimbările astea, am putut să constat, băi, ce înseamnă să faci sport. Și vă și zic ce beneficii sunt. Păi, dacă treci peste disconfortul de a te trezi dimineața, de a avea încă un task în plus, a te organiza cu echipament, fără echipament, ia-ți apă, ia-ți aia, ia-ți cealaltă și tot felul de chestii care vin la pachet cu antrenamentele, am constatat așa. Au dispărut problemele cu somnul, în primul rând. Când vii rupt de la antrenament, dormi fix ca un bebeluș, nu te mai trezești de 7 ori pe noapte, te trezești foarte fresh, chiar dacă ai dormit mai puține ori comparativ cu alte perioade. Asta ar fi cea mai tare chestie care mi s-a întâmplat datorită antrenamentelor. Dar apoi, fizic vorbind, observi că făcând mișcare încep și arată niște chestii mai la locul lor față de cum mă târnau înainte, ca să zic așa. Nu. Da, okay. Nu vă stric imaginația acum. În fine, ideea e că făcând sport te ajută și fizic cum arăți și mi-a convenit să îmi vină blugii ăi de acum câțiva ani. Ai văzut deja rezultate de genul ăsta? Da. Și chiar dacă am luat în greutate, n-am scăzut, da? În schimb... E masă musculară, da, să zici. Da, așa păi, este. Am avut săptămâna trecută cu Ionuț, care printre altele este și trainerul Melcului. Da, cel mai mare ajutor, pot să zic că l-am primit de la Ionuț, pentru că, vă spun sincer, primele antrenamente le-am început de capul meu, așa cum am priceput, documentându-mă după informațiile găsite pe internet. Dar sunt atât de multe informații și atâtea planuri de antrenamente dedicate pentru tipologii de oameni, încât nu știu dacă l-am ales pe cel mai potrivit din prima. Și la un moment dat simțeam că îmi zicea aplicația, îmi zicea planul ăla pe care l-am ales eu, că trebuie să alergi atâta și atâta să mergi și atâta să faci și apoi să dregi nu știu cum. Dar eu simțeam că după 400 de metri vreau să mă duc acasă. Dar cred că mereu simți asta. Sau să te întinzi sub o bancă. Da, sau multe alte scuze ca să mă opresc, plus că este totuși și psihologic, știi? De fapt, când zici că nu mai poți, real este că mai poți un pic. Și știindu-l pe Ionuț de ceva timp, mai ales că este și el un prieten al semimaratonului de multe ediții și a ajutat tot timpul cum a putut, mi-am permis să-l sun și să-i zic, băi, uite, eu am găsit informația asta, te rog frumos, ajută-mă și spune-mi, măcar dacă am ales bine, sau trimite-mă în altă parte. Ionuț atunci, singurul răspuns pe care mi l-a dat, ce faci acum? Hai, l-a alergat.
Treci, direct. Nu degeaba îi zice killer. Da, de la Kirilă, killer, nu știu dacă are o legătură, dar oricum e killer, vă confirm dacă vrea. Și în momentul a fost, am zis, bă, nu puteam să refuz omul, după ce a fost drăguț din timpul lui liber să mă ajute pe mine, vă dați seama că m-am dus direct la alergat. Și a început să-mi zică sfaturi pe care nu le luam în considerare sau... Nu te-ai fi gândit la... Deloc. Și detalii minore, de genul, după ce ai alergat, fă un pic de stretching ca să nu te trezești cu nu știu ce febră. În funcție de obiectivul tău, nu alerga ca Gheorghe din prima bagă viteză, că peste 200 de metri ai leșinat. Ia și ia o cătinel ca Melcu, știi? Și a fost o surpriză pentru mine să-mi zică Ionuț mai încet. Eu mă așteptam să zică, hai, mai repede, mai bagă, mai nu știu ce, mai alergă mai tare, mai... El nu, mai încet, că tu nu trebuie să... Tu n-ai obiectivul să ieși pe primul loc, ai maraton. Obiectivul să termini 21 de kilometri întreag. Și trebuie să ții ritmul la nu știu ce pis scria acolo pe aplicații și nu sări din ăsta, nu fluctuezi, nu te duci înainte ca Gheorghe. Și m-a ajutat foarte mult, dar foarte, foarte mult și inclusiv acum îi trimit poze după alergările mele și când nu am timp să alerg timpul pe care mi-l recomandă el, adică jumătate din ce mi-am propus ca și timp maxim să scot în ăștia 21 de kilometri, îmi face înlocuiri. A, nu vrei să alergi astăzi o oră cât trebuia? Nu-i jumping mica. Jacks, cea patată. Exact, aleargă jumătate de oră și 7 turi de scări pe faleză, alea albastră. Prima oară când mi-a zis așa, vă recunosc, am zis, fai, stai să vezi. Da. Nu, prima reacție a fost, gata, mă, alerg jumătate de oră, 7 din astea, 7 scări. După prima tură mă duc să alerg. Ceva genul ăsta. Ți-ai făcut timp. Da. Și chef. Lasă-ți. Și la început alergam, m-am înscris la cursa virtuală ca să pot să-mi aleg eu traseul. Na, încă nu mă simt pregătit de 21 de kilometri cu diferență de nivel. Pe traseu oficial și am zis că... Da. Am zis că hai să-mi aleg eu traseul și să alerg pe faleza inferioară unde, na, nu e diferență de nivel. Mă, dai plictisitor. Fără diferență de nivel. Și într-o zi că... Nu cred că, zic că, o paranteză, nu diferența de nivel e plictisitoare, ci faptul că probabil alegi singur sau așa. Și nu te iei cu lumii, că... Da, trece timpul greu. După aia știi cum e, când te duci pe diferența aia de nivel, eu mi-aduc aminte de când am alergat 10 km cu traseul de la semaraton. Când ajungi acolo în sus, o să-ți dorești să te fi plictisit pe paleza inferioară. Așa am zis și eu la început. După care, ca să scăp de scările alea și totuși să îmi permit și să alerg într-un timp cât să ajung și la birou, bla bla, să se întâmple și celelalte lucruri ale zilei, l-am rugat pe Ionut să-mi dea alte recomandări și mi-a zis, ok, nu vrei scări, nu vrei să alergi nu știu cât timp, că nu poți, că bla, scuze, aveam și am suficiente, alergi pe faleza superioară. Diferență de nivel, asta înseamnă că îți crești rezistența, ieși din zona de confort și termini aia 21. Mai târâi, dai termini. Și zic, bine, hai, trebuie să încerci și pe asta. Și vă zic drept că prima alergare cu diferență de nivel, bineînțeles, mi-a ieșit pe nas cât ajungeam mai în deal, cu atâta era mai greu. Dar mi s-a părut ca o cursă cu 800 acolo în ghilimele care mă provoca, știi, să ajung până în deal și după aia ajungi până acolo sus, reușești și după aia cobori și te relaxezi și după aia iar și a fost așa mai mult antrenant pentru psihic, ca să spun. Și îmi place mai mult. Și mai trebuia să-i și arăți lui Ionuț la sfârșit că da. Că dacă nu l-aveai acolo să-i dai mesajul ăla... Da, păi mă, e foarte conștiincios. Ai alergat, dăm prin screen. Da, hai să văd. Cum? Ce? Aici de ce arată cu verde? Ai mers cumva? Și pentru că ajutorul ăsta vine din partea lui pur și simplu pentru că vrea să ajute, vă zic drept că este și un mare stimulent ajutorul primit de la el să nu dezamăgesc. Băi, tu investești timpul ăsta să mă ajuți pe mine, măcar eu să mă duc să respect ceea ce îmi recomand și să încerc să fac.
una peste alta, de la nu eram în stare să alerg 200 de metri fără să mor, sau să simt că mor, ieri, da, azi marți, nu? Da, da. Mă rog, nu marți. Mai contează ce zi este. Ieri am alergat 7 km cu diferență de nivel, fără să mă opresc, fără să merg, fără să simt că mor, ceea ce mi se pare una dintre cele mai mari realizări din viața mea până acum. Și vă ziceam de beneficii, dincolo de somn și că te modelezi, că na, sportul ajută și în sensul ăsta, condiția fizică pe care o am acum și cât de bine mă simt, până și colegii la birou îmi zic că zâmbesc mai mult, că provocările le iau mai ușor și îmi recomand, hai mai aleargă când îmi place de tine mai mult, așa, și nu nervoasă, apatică și alte stări nașpa. E foarte... Nu, eu nu înțeleg cum naiba nu m-am apucat până acum de sport. Nu n-ai mai știut. Pot să înțeleg cum de-am stat ca o lepră ani de zile, peste 10, în care nu am făcut nimic pentru sănătatea mea și pentru condiția mea fizică și acum doar pentru faptul că am avut puțină răbdare să depășesc momentele alea în care suna ceasul la 5:30 și nu prea-ți vine să te dai ușor jos din pat. Mă bucur maxim de beneficiile astea care se întâmplă. Și vă zic, n-am fost niciodată o fire sportivă, nu cred că voi fi niciodată vreo sportivă de performanță. Lenea, din punctul ăsta de vedere, mă caracteriza maxim și acum vă spun cu tărie că după o lună de zile în care pur și simplu am ales să depășesc momentele alea critice care m-ar fi ținut în continuare în casă, mă simt extraordinar și recomand tuturor să facă asta, chiar dacă și mie mi-au recomandat alții înainte și n-am ținut cont. Mă, da, dați-vă un pic de răbdare. Dacă ați trecut de 2 săptămâni, uitați de disconfortul trezitului, de luat echipament nu știu de care, de... Deci merită cu vârșinile sale. Întrebarea mea este așa. Dacă tu te oferi ca mentor, cum ți-a fost ție, Ionuț, pentru cel care vrea să se apuce. Da, cu drag. Ok, și... În limitele cunoștinților. Se apucă Vlad de alergat acum. Na, nu mă apuc de alergat, că nu pot să plec de la... Nu. O să alerg și... Da. Da. Okay. Eu alerg pe acolo, pe la mine, pe drum. Geo, tu fiind... cum se cheamă, ambasador la semi-maraton, ai venit și cu o propunere pentru milioanele și milioanele de fani ai podcastului de vineri, să facem un giveaway cu chiar 2 tricouri oficiale, tehnice, pentru semi-maraton. Oh my god! Da, e așa când am prins acolo. El arată așa. Wow. Blea! Bele! Maica mea, ce frumoase! Le-am primit, recunosc, 100% de la Fundația Comunitară Galați, ne-au dat voie să facem acest giveaway și ne-au dat 2 tricouri pentru toți, da, absolut toți cei care vor să aducă un strop de mișcare și beneficii al mișcării în vieții lor. Așa că fie că alergați sau la semi, puteți avea un super tricou care să vă ajute să începeți totuși un stil de viață mai sănătos. Așa cum am reușit, eu sigur reușiți și voi. Dacă, repet, dacă lepra de mine a reușit, cu siguranță reușiți păi și voi. Păi și cum facem? Facem să se înscrie, să ne lase un screenshot cu ei și cu 5 km alergați? Nu, cred că e prea complicat. Prea mult. Eu zic și 10 flotări. Eu hai zic, 10 genuflexiuni. Eu zic așa, să ne scrie pe YouTube la comentarii. Da. Să ne scrie care este distanța pe care reușesc ei să o parcurg. Să încerce să alerge acum, în weekend, când sau... Na, până... Oricum. Până pe 2 iunie. Până pe 2 iunie este giveaway-ul. Ok, da. Să încerce să alerge cât îi duce organismul, să țină cont de recomandarea lui Ionuț să nu dea tot. Da, luați-o cătinel, camelcu. Camelcu. Așa. Și să ne spună cât au reușit să alerge, ca primă încercare. Și chiar dacă sunt doar 200 de metri, nu contează, e începutul. Da, și începutul e cel mai greu. Da. Intenția contează. Mie mi-a plăcut mult ce ai zis mai devreme și mi-ar plăcea Geo ca peste la 2 luni după semi-maraton, știi?
după ce se termina febra asta, tot să vorbești așa și să zici că ai ieșit la alergat și... Da, să știți că același gând l-am avut și eu, oare după semi și după toată treaba cu cauza și cu ambasadorul și cu evenimentul în sine, o să mă țin, adică o să fac în continuare. Vă zic că primele 3-2 săptămâni așa, era doar semi, data și 21. După care am început să văd că duc și că duc din ce în ce mai mult de la un antrenament la altul și că partea cu condiția fizică e doar un prag psihologic pe care tu alegi cum ți-l setezi și nu e nicio rușine să ceri ajutor de la prieteni, fie ei antrenori sau oameni simpli care te însoțesc la alergare să ieși un pic din zona de confort. Ideea este că alergați, dragilor, că se poate. Vă spun că din a treia săptămână, după ce am început, repet, să câștig condiții fizică, am început și gândurile cum continui tot planul ăsta de antrenament. Și am zis, ok, obiectivul cu semi îl știu, 21. După, clar, nu o să vreau să alerg 21 în continuare, dar mi-am propus ca și next obiectiv după semi, ca cel puțin de 2 ori pe săptămână, să alerg minim 5 km. 2023 triatlon. Da, să sperăm chiar la Galați. Da. Cine știe. Parcă văd că te iei la trântă cu Tony și îl provoci la sute de kilometri. Să știți că am prins și curaj la un moment dat și am început să provoc alții înscriși la semi-maraton să alergăm împreună. La început, când am încercat prima dată să alerg cu cineva, nu eram capabilă să și vorbesc, socializez, să și alerg. Era alergare și atât și mă concentram pe respirația necesară acolo. Dar când am dobândit un pic de condiții fizică și am avut curajul să iau și pe, sau să merg la alergat cu altcineva, am constatat că vorbind, socializând, întrebând diverse chestii, timpul trece mai ușor. Și treceau și kilometri. Da. Și așa am alergat prima oară în viața mea și pe kilometri jumate. Am bifat și borna asta, dacă pot să o numesc așa. Și eram ceva de genul, știam clar de cam de câte milioane de ori mi-a venit să renunț pe parcursul celor 11,5 km, dar de rușinea celor de lângă mine n-am putut să abandonez și să zic gata, mă opresc aici. Chiar cu Liliana Cristea, directorul Fundației Comunitarii Galați, cu ea am alergat, cu soțul ei și a venit și Ionuț și ne-a însoțit. Și eram eu și încă 3 oameni pe lângă pe care nu mă simțeam confortabil să-i dezamăgesc. Dar când am terminat 11 km jumate, după ce m-am despărțit de cei 3, am sunat-o pe maică mea să-i zic cam cât de mândru e Melcu de el. Și cum, și maică mea era ceva gen, tu, copilul meu, ai alergat tu atât? No, nu cred, arată-mi prin screen. Când am auzit-o pe maică mea, arată-mi și tu prin screen, nu-mi venea, cred. Da, se poate. Păi să aștept și eu o provocare, să ieșim la alergă, pe mine nu mă chema niciodată nimeni ce alergă. Bun, ce faci în weekend? Eu nu fac nimic. Oficial, pentru toată lumea prezentă, Pană, eu te provoc să alergăm împreună. Cât? Cât vrei tu? 11 km. 11 km. Da, mă, nu mă uit la kilometri. Nu te uiți la kilometri. Tu poți. Eu sigur o să mă plâng, dar o să mă plâng în gând că nu poți. Uite, luăm și pe Ion, că și el vrea. Hai, Ion. Vlad, da. Cred că trebuie să te bagi și tu cu noi. Da, dar eu după 200 de metri... Măcar faci poze. Pentru că stau într-un loc și mă plictisesc, nu? Nu, poți să... 500 sigur de metri reușești cu noi. Da, mi-ar place să... Deci toată lumea să noteze că Vlad ne refuză. Nu vrea să participe la această provocare. Așa, să știe. Bun. Ok, dar dacă vrea cineva să alerge cu voi acum, mâine, după ce se difuzează acest episod, practic... Vai, fi fix mâine, adică sâmbătă alergăm? Da, gata, e oficial. La ce oră? Nu știu. Game on. Zi, ce oră? 5-6. E, hai. E weekend. E weekend. Nu, 7? No. Rămâne destabilitor. Cine este interesat să ne lase un mesaj că... Îl includeți și pe el. Vorbim, da. Mai primim oameni care să alerge cu noi. Da. Oricum, acum am văzut că s-au mai relaxat și restricțiile.
nu? Da, da, ceea ce este foarte, foarte, foarte ok, pentru că pentru cei care nu știu, data oficială a semi-maratonului în Galați era 23 mai. Adică duminică. Da. Adică poeminin. Da. Da. Însă nu am reușit să rămânem la această dată pentru că ne-am fi suprapus cu vechiul ordin legat de toate măsurile luate așa în pandemie, care nu ne permitea să facem evenimentul în condiții de cât mai aproape de normalitate și ne restricționa și ne punea mult să facem virtual, iar toți participanții, inclusiv noi, inclusiv Fundația Comunitară Galați, ne dorim totuși un eveniment așa cum... Social. Da. Și cum eram obișnuit cu el în formula aia normală, este clar că nici anul ăsta nu reușim în formula normală 100%, dar mai aproape de normalitate cu mult, da. Și consultându-ne cu autoritățile publice responsabile de organizare ca și străzi închise, protecții și tot ce înseamnă, ne-au recomandat să mutăm data evenimentului astfel încât să putem fi pe nou ordin. Și discutăm deja pentru data de 6 iunie să se întâmple semi-maratonul. Este foarte posibilă această dată, adică suntem deci extra... Deci nu e sigur. Eu așa au zis, 100%. 6 iunie, dar nu e 100%. Deci, cu rezerva de rigoare, vă spunem că până nu vedem oficial negru pe alb, da, este avizul dat și tot ce înseamnă, nu vrem să riscăm să spunem, da, este 100% așa, oficial. Așa, am văzut o groază de hate pe Facebook la semi-maraton. E un disconfort să știi sau să te pregătești psihic pentru data de 23 și fizic, nu numai psihic. Și să mai dai 2 săptămâni după aia, e greu. Și după aia să mai stai... Da, acum nefiind 100% sigur peste, pentru data de 6 iunie, e normală reacția pe de-o parte, dar în același timp eforturile pe care le facem împreună cu toate instituțiile care ne pot asigura străzi închise, ne pot asigura protecții, pază, și aici mă refer și la jandarmerie și la poliția rutieră și la primărie și la absolut. Adică un astfel de eveniment este imposibil să-l faci singur, fără ajutor din direcția asta, pentru că gândiți-vă, închidem foarte multe străzi și închizând aceste multe străzi, inclusiv trebuie să ne asigurăm că transportul public în comun nu este afectat. Și de asta am luat decizia pentru amânarea lui ca să putem să îl desfășurăm în condiții normale. Da, hate-ul este justificat pe de o parte, pe de altă parte haideți să ne gândim la beneficii. Cu disconfortul ăsta de a amâna 2 săptămâni evenimentul, bifăm normalitatea, ca să spun așa. Și cred că după atâta timp de pandemie și stat în casă și tot ce s-a mai întâmplat în viața fiecăruia, avem nevoie de un pic de relaxare, libertate și un eveniment mai aproape de normalitate. Voi sunteți de aceeași părere? Absolut. Da, e nevoie de vreun test sau ceva, vaccin sau din ăștia, sau pur și simplu tranziția asta, perioada asta care trece, permite... un grup mai mare, permite unui grup mai mare de oameni să participe la eveniment? Permite unui grup mai mare să participe la eveniment. Nu este condiție de participare vaccinarea sau testul care să demonstreze, însă s-au făcut traseele și organizarea suficient de bine, având și acordul DSP-ului după ce au verificat acest plan, astfel încât lumea să fie în siguranță. Adică păstrăm distanța, startul se va da decalat, nu pleacă toată lumea odată, pleacă câte 10 persoane la un anumit interval de timp. Alergi, te duci pe o parte, vii pe cealaltă, astfel încât să nu ne intersectăm sau să ne apropiem. Și inclusiv o să avem prezent și medic epidemiolog care să ne ajute cu tot ce înseamnă toată partea asta. El și văd alergând după noi sus. Cu testul. Sau cu mască. Domnul mască. Da, vor fi mult mai multe garduri față de edițiile normale anterioare pentru delimitarea
culoarelor, traseilor. Însă mintea va fi liberă. Da, întotdeauna. Inclusiv spectatorii, pentru că inevitabil vor fi și câțiva spectatori, vor fi organizați foarte... Ca la defilare, da. Nici chiar, dar cel puțin în siguranță vor fi cu toții. Asta e cel mai important, să nu... Da, este un an atipic, îl trăim cu toții pe pielea noastră, fiecare. Eu zic că planul este unul super ok și nu zic doar eu, zic și cei abilitați în sensul ăsta, astfel încât să avem un eveniment sigur din punct de vedere sănătate și pandemie și doi, cât mai aproape din normalitate, chiar dacă nu o să fie ca în 2019. Da, atunci da. A fost fun. Da, atunci erau pe faleză, cred că peste 1400 de persoane, ceea ce nu o să fie posibil și anul ăsta. Putea fi 1400, dar dispersați suficient de mult. Practic, oricum fiecare o să poată să alerge unde vrea, nu? Încă o să rămână opțiunea asta. Da, există în continuare opțiunea să alergi virtual. Virtual, adică nu alegi în gând. Pe traseu virtual. Adică alegi pe un traseu pe care îl stabilești tu, nu pe traseu oficial, care implică și cronometrare oficială, chip care îți spune exact și nu chip... Da, nu... Nu funcționează chipul, nu? Nu, 5G. Nu merge. Chipul din vaccin. M-am vaccinat cu gândul că poate nu mai trebuie să... Nu merge. Și diferența este că dacă alegi să participi un traseu ales de tine, nu vei putea fi în clasamentul oficial și te vei număra printre câștigătorii care vor urca pe podium. Asta nu înseamnă că participarea ta nu va fi recunoscută sau admirată, cel puțin. Și e mai mult, cum e și în cazul Melcului, să-ți demonstrezi că poți, că vrei, că respecti cei 21 de kilometri, 10 sau la ce cursă te-ai înscris în funcție de câți kilometri are și că prin participarea ta contribui și la una dintre cele 7 cauze să se întâmple. Și dincolo de componenta asta sportivă, așa cum zicea și voi, semimaratonul este în primul rând filantropic. 7 proiecte gălățenii au ocazia să se întâmple pentru că s-au înscris la acest eveniment. Se implică comunitatea. Și, exact, și pentru că comunitatea îi susține prin participarea la semimaraton. Și sunt foarte multe cauze și foarte mișto toate. Panu, felicitări, știu că și tu ești ambasadorul unei cauze. Și dacă vrei să ne spui despre ea? Da, eu am ales anul ăsta să depășesc granițele orașului și o să alerg pentru o cauză din Berești, care e un oraș mai în nordul județului, pentru copiii dintr-o școală care au nevoie de un teren, sau nu teren, nu e vorba de aparat de un teren, e vorba de un complex sportiv în care să-și desfășoare activități. Educație prin mișcare, parcă se numește cauza, da. Mm-hmm. Super. Felicitări. Da, mulțumesc. E al doilea an în care sunt ambasador. Influencer, ce să-i faci asta? Și este, adică dacă ai nevoie de o motivație în plus ca să alegi, e motivația perfectă. Hai. Că da, și eu anul trecut am trecut prin asta cu cei 21 de kilometri pentru prima dată și tot așa a fost un challenge pe care l-am depășit, eu zic, cu succes. Și am ieșit-o cu concluzia că e totul psihic, adică trebuie să vrei și trebuie să ai motivația necesară să alegi. Anul ăsta văd că sunt mult mai multe persoane care s-au înscris. Bine, anul trecut a fost și foarte, cum zic eu, restrâns în condiții de... și încordat, da, semimaraton, a fost puțin participanți din ce mi-aduc eu aminte. Anul ăsta s-au înscris mai multe persoane și o să fie fan, adică chiar cred că o să ne distrăm pe... Și anul trecut mi-aduc aminte că alergam tot pe faleza inferioară și mă mai intersectam de vreo două. Adică, având, dacă alergi dimineața când alergă toată lumea și inevitabil te intersectezi pe traseu sau așa,
salut, ce faci, dă-i, hai, aleargă, mai bați un pumn, mai încurajare, mai faci un kilometru, da. mai treci timp, da. Recunosc că și experiența ta de anul trecut m-a motivat, știi, păi, uite, ce până face asta, n-am murit după 21. Și da, am murit puțin. Măi, cel puțin nu te-ai plâns. Fizic, mi-aduc aminte când am ajuns acasă și mi-a ridicat picioarele pe pereți, ca să, așa. Dar tot așa psihic, adică n-a termin cei 21 de kilometri pentru prima dată și când știi că nu ai treabă cu... Și mai ai și niște greutate, niște kilograme în plus ca mine, e un achievement, e o împlinire. Așa ca de la Bogdan Panu la Melk, care e în situația în care aleargă pentru prima oară 21 de kilometri, ai avea un sfat să-i dai, ținând cont de experiența ta de anul trecut? Băi, eu acum, deci mi-aduc aminte, de la semimaratonul respectiv, mi-aduc aminte că ultimii 2 sau 3 kilometri am avut ceva probleme cu muzica și n-am mai avut muzică în urechi. Și muzica, atunci am realizat cât de mult contează muzica respectivă, care îmi lua gândul de la durere și de la efort și treceau kilometri. Aia e ultimii 2 kilometri, atunci simțeam că nu mai pot și chiar mă uitam. Nu știu, făcusem vreo 8 minute sau ceva de genul ăsta, ultimii 2-3 kilometri. De ce n-ai început să cânti tu? Că ai și voce, nu de nu mai aveam, eu nu mai puteam să respir, mă, și vezi, cânt. Da, atunci trebuie să te ții acolo tare și să te gândești cum ai, puțin, mai e puțin, chiar dacă... Adică începi să te gândești că 3 km sunt puțin, tu știi în sinea ta că nu sunt chiar puțin 3 km în condițiile în care deja ești epuizat. Dar faza e să corpul tău poate, știi? Adică sigur poate și trebuie doar să lucrezi la psihic. Să lucrezi la psihic, da, exact. Am înțeles. Deci orice ar fi, nu trebuie să rămân fără muzică în căști. Da, exact. Fără muzică în căști să te oprești. Și fără admirator pe margine care să zic, hai de geu, hai. Da, acum ținând cont că alerg pe un traseu pe care mi-l aleg eu, susținătorii nu cred că vor fi la fel de prezenți, dar o să sunt grăma, maică, nu știu, hai mamă, încurajează-mă în telefon. Dacă tu te duci la 6 să alergi, nu o să ne întâlnim. Dacă ești puțin mai târziu așa, probabil o să fii mult. Păi, uite, again, another advice, foarte bun sfat și ăsta. Deci să alerg mai târziu ca să fii susținători prezenți și să mă motivezi în cazul în care mi se renunță. Mi-aduc aminte că pe la 8 am alergat și cam atunci a ieșit toată lumea pe care îi cunoșteam eu. Și A contat. Da, conta, pentru că mă întâlneam cu ei pe traseu, știi, și era fan. Mai... De-abia așteptai să mai... Da, am și filmat anul trecut, mi-am înțeles că am alergat cu camera în mână și... Îmi amintesc, în schimb, poza de la final și expresia de pe fața ta de împlinire, așa am catalogat-o, era priceless. Da, și eram, am rămas... Eram și eu. Și am mai avut o din asta, deci o chestie care mi s-a întâmplat, că am alergat tot așa solo pe traseu din asta virtual, cum îi se spune acum, și foloseam brățara asta care să monitorizezi și pentru că am avut bluza aia cu mânecă lungă, la un moment dat nu știu cum s-a întâmplat și mi s-a oprit. Eu am alergat mai mult decât aia 21 de kilometri, cu vreo cel puțin 500 de metri, 600 de metri, până mi-am dat eu seama că mi s-a oprit drăcia și așa. Și am dat din nou, adunat nu știu cum, și la sfârșit, după calculele mele, după cum știam, am alergat și mă uit, termin, eram mort, rupt. Și mă opresc și mă uit și adun și îmi lipseau 100 de metri. Și ce am făcut? Dă-i seama, m-am ridicat și dă iar play. Și am mai... M-am târâit 100 de metri, efectiv, că nu mai aveam... Eram, mai ales că mă și oprisem, adică... Aveam niște butuși de picioare, nu mai simțeam picioarele. Și am mai tărit 100 de metri ca să fac acolo, să am în total să-mi arate 21 de kilometri, ca să fac screenshot-ul, ca să... Nici chiar așa mă necut. Cățiganul la mal cu 100 de metri înainte de finish. Deci un sfat ar fi să
pentru începători grijă cu asta în înregistrare, că se întâmplă și din astea și chiar ar fi păcat să... Bine, acum în sinea ta tu știi că ai alergat 21 de kilometri, știi, dar... Nu, no, trebuie și prin screen-ul trebuie și prin screen-ul ăla să arăți. Te întreabă mama după aia ce ai făcut. Da? Ai dovada, mă, acolo, știi? Da. Bine, acum dacă alergi cu cineva și ai martori că ai alergat 21 de kilometri... Și sunt dispuși să semneze procură notarială. Da, semnezi la notar, să dea asta. Da. Bun, păi... îți mulțumesc încă o dată pentru inspirații, că ai fost și tu o inspirație pentru mine. Mă și bucur. Abia aștept să vorbim la anul cu Vlad și nu, să ne la spună anul el... 42. La anul cred că preiau eu Melcu. Îl dăm ștafeta Melcului fără nicio problemă, așa că Vlad, game on, 21 pentru la anul, îți sună o provocare suficient de bună. La fel, ca, la fel ca Pană, cred că o să mergem mai sus. Și Ioana are provocarea și Porto are provocarea de 21, s-au înscris amândoi. Wow, prea tare. Deci o să fim bifați anul ăsta cu obiective mărețe, realizate. Bun, la ce oră alergați la semi-maraton? Pe 6 iunie? Depinde și cum o fi vremea, că dacă fiind iunie trebuie alerga mai dimineață, că dacă dă soare. Știu eu cum e vremea. Pe 23 mai ar fi fost aproape 28 de grade, pe 6 iunie este înnorat, nu plouă sau cel puțin nu arată acum, e un pic cam de vreme să arate exact, dar sunt în jur de 18-19 grade. Ah, e perfect. Ceea ce e awesome din punct de vedere căldură și leșinat. Și dacă mai dă și un pic de ploaie din aia bună? Nu, e bun. Ies melci la alergare, sigur, dacă dă ploaie. Dacă dă ploaia, iese căldura din asfalt și... E umiditate, e greu. Mori, nu-i bine. Dar oricum, între căldură și ploaie, eu recunosc că aș prefera ploaia. În căldura e mai greu. Dacă alergi dimineața, nu ajungi la căldură. Dacă cât faci 2 ore jumate, așa, cam așa, nu? 3. Cât e eu limita? 3 este limita și mi-am propus și eu să scot cei 21 de kilometri în maxim 3. Nu contează că e 2 ore 59 și 59 de secunde. Eu am făcut parcă 2 ore și 20 ceva de minute. Adică a fost asta și... Asta am propus eu până 2 ore jumate. A fost perfect. Anul ăsta nu știu dacă reușesc să-mi bat recordul. No, mergi la antrenament cu Melcu până în semi. Da, mai 2 săptămâni. Mergem acum sâmbătă la alergat. Bun. Da. So, reamintim de concursul nostru giveaway cu 2 tricouri semi. Tehnice oficiale. Exact. Aveți mărimea mai devreme. Voi o alegeți, adică câștigătorii. Da. Ca să puteți câștiga aceste 2 tricouri, este necesar să alergați până în data de 2 iunie. Arată și partea de jos, Ion. Așa. Că și aia e frumoasă, cu culori așa, cu sparkly. A, frumos. Da. Deci trebuie să ne comentați până pe 2 iunie în la videoclipul de pe YouTube, în comentarii, care este distanța maximă pe care reușiți să o parcurgeți acum? Prin alergare până la rece, cum s-ar zice. Da. Nu există răspuns greșit sau corect. Da. Poate să fie și 1 metru, poate să fie și 21 de kilometri, nu? Da. Important este să încep și restul vine la sine. Da. Iar din partea Melcului, oricine crede că nu poate să alerge și are 7 milioane de scuze ca să nu înceapă să facă ceva pentru condiția lui, e bullshit orice vă imaginați, așa că dacă Melcu a reușit să depășească partea asta psihologică și să ajungă să-și dorească să iasă la antrenament, cu siguranță poate oricine. Și te-ai și oferit ca și mentor pentru cine are nevoie. Tot ceea ce am învățat eu în parcursul acestor antrenamente, promit să le dau mai departe pentru cine are nevoie de ele și să îndrum și către specialiști, cel puțin, că nu pot să mă numesc încă un specialist, dar vă pot povesti ce a funcționat la mine. Da, așa căutați-o pe Geo pe Facebook și pe Melcul Geo, e tot pe Facebook. Da, hashtag de la 0 la 21 de kilometri, găsiți toate poveștile Melcului de la început, de la primii 200 de metri alergați până la 11,5 cei mai mulți de până acum, dar promite că o să fie 21. Facem 12 sâmbătă acum ca să fie un nou record. Perfect. Da.
gata. Așa rămâne. Game on. Ai auzit, Ion? Da. Nu ai ce să faci, Ion. 12. O să treacă rapid aici. Vorbim mult atunci. Da, mă, da. Până una alta, pe noi ne găsiți pe YouTube, pe Spotify, pe Apple Podcast, Google Podcast și toate podcatcherele, cum le zice Ion. Și ne-ar ajuta foarte mult să vedem dacă ne ascultați pe Spotify, să subscribe acolo pe, la canalul nostru, la podcastul ăsta. Și... Și subscribe. Hai la alergă. Hai la alergă, da.